Da, te ocupi intens de, mai ales de bebe. Îmi zicea bebe afară. Mă ocup. Posibilitatea care o am eu acum, am foarte mult timp liber, da, mă ocup de ei. Ce-ți place cel mai mult aici și ce nu-ți place? Nu știu, ți-e dor de ceva din țară? Mi-e dor de ferma mea atât în țară și probabil de mama puțin. În rest am pe toată lumea lângă mine, deci n-am de ce să mă plâng. Aici nivelul oamenilor este foarte diferit și mă refer la un nivel ridicat. Nu sunt acele mici răutăți, snobisme din România, iar tu par genul acesta de om discret, de om la locul lui, care își vede de viața lui și totodată de profesia pe care și-a ales. În Dubai, să spunem așa, oamenii nu prea au mult timp liber, muncesc. Sunt foarte multe companii, sunt foarte mulți oameni care au ceea ce avem și noi, să spunem așa, și nu prea au timp de bârfe. Bună. Cred că în România este foarte mult timp liber. Așa e. Dar cum să vorbesc, niciodată urât de țara mea. Dai seama că ne este dor să stăm acasă la noi, să petrecem timp, dar aici suntem la muncă, încercăm să combinăm toate lucrurile și cred eu că... Bă, până acum, da. Te gândești să te mai întorci în țară? Da? Ne întoarcem în România, acolo este baza noastră, normal. Ne întoarcem când? La 80 de ani? Eu nu prea, Ana. Depinde din ce punct de vedere, așa ne întoarcem în fiecare vară. Păi tu ești mereu, da, nu. Să te întorci să trăiești efectiv zi de zi. Nu, zi de zi. Acum nu. Nu. Și nu-mi doresc asta nici pentru copiii mei. Nu avem cum în momentul de față. Nici nu ai cum și pentru ce? Dacă ești respectat într-un loc și faci performanță într-un loc, de ce să-ți dorești să te întorci undeva unde, repet, lumea este foarte rea și unde, nu știu, copiii mei, de exemplu, Sara, n-ar putea să facă performanță în basket pentru că nu interesează pe nimeni. Uh-huh. De ce să nu ajungă în WNBA, să fie, nu, marea basketbalistă din WNBA, Rebecca să-și facă meseria undeva în orice altă parte din lume unde meseria respectată. El să joace fotbal la un nivel foarte, foarte înalt. Adică este exact ce vorbeam, e foarte nivel, sinceră. Da, eu sunt un om foarte sincer. În momentul ăsta, în România, sincer, nu ai ce să faci. Chiar în cuplul ăsta al vostru, tu ești cea directă și tu ești cel diplomat, cel care spune așa lucrurile, dar cu o diplomație anume. Știi că oamenii nu înțeleg ceea ce transmiți tot timpul. Mai ales în România. Oamenii sunt răi, exact așa cum a spus și Ana. Oamenii care nu sunt inteligenți nu înțeleg ceea ce transmiți. Îți dai seama, trebuie să găsești undeva să ai o balanță în ceea ce faci. Noi n-am găsit liniștea. Este foarte simplu și nu mă uit la televizor, la niciun program românesc, că nu avem. Citesc doar sport, ce mă interesează de partea mea, de meseria mea și de meseria lui. Și atât, dacă mă întreb acum ce artiști are România, ce s-a întâmplat sau ce bârfe sunt, nu știu. Și sunt foarte fericită. Păi și nu-i mai bine așa? Ba da, am atâtea lucruri frumoase în mine, încât de ce să-mi adun atâta o travă și atâta răutate. Cu deciziile. Cine are ultimul cuvânt? Sara? Ia sincer, cine are ultimul cuvânt? Eu. Că el e cel mai mic. Noi. La noi nu există ultimul. Aseară, Laurenții vrea să mergem undeva, mama vrea să mergem undeva și noi vrem altundeva și până la urmă am fost să ne-am vrut noi. Da. Deci copii. Da. În general, da. El e cel mai mic și toată lumea îi face pe plac. Acum trebuie să fii sincer. Cine are cel ultimul mai cuvânt? L-are cine? Eu. Hai. Hai, cine? Ia, aveți curaj? Hai, serios. Eu și cu mama. Da. Nu? Și deciziile mai importante? Nu, îmi spun eu, mama. Ai văzut? Mama, Laurenții mele întreabă pe mama. Dacă vrea sau nu. Mama dă viață tuturor și, ea, și femei și bărbați. Deci mama este cea mai importantă. Cum e dacă femeia în familie și mama Ana acum nu este fericită, nici noi nu prea. Înțelegi că are, mai ales că ea are un dar incredibil. Dacă vrea să nu fie plăcută,
știu. S-a terminat. Oriunde mergem și dacă s-a supărat Ana și s-a întâmplat ceva, s-a stricat petrecerea. Adică eu deja le fac semn la copii. Hai. Hai să plecăm. Astăzi când am vorbit eu să ducem bagajele, Luca a zis: Sarah, look, mom and dad are in a good mood today. That's good. De ce bine, mami într-o dispoziție bună. Perfect, bună. Deci o să trăim cele mai frumoase momente. Aveți și voi noroc, că dacă mă enervez și că sunt cel mai bun om de pe pământ, că m-am supărat, s-a terminat. Dar nu te ține. Nu. Nu. Foarte puțin și formă uit. Dacă ai mei mă cunosc toți care sunt în mine, mă lasă. Peste tot e la fel. Eu așa cred. Mulți bărbați nu vor să arate chestia asta. Probabil că vor să fie foarte puternici, dar... Sunt sigur că în orice familie sănătoasă, întotdeauna femeia trebuie să fie, să aibă ultimul cuvânt. Pentru că așa e ok. Adică așa înțeleg eu. Văd eu lucrurile. E unul din, dacă pot să numesc așa clișeic, secrete pentru care voi ați rezistat, că sunteți unul cuplu atât de longeviv. Știi cum e? Și Ana de multe ori lasă. Adică dar sunt lucruri care... Stai să nu înțelegi că eu decid tot și nu mă interesează. Nu, noi întotdeauna vorbim, dar vorbim absolut tot. Că eu întotdeauna am spus și repet, bărbații care ascund lucrul ăsta vor să arate de fapt cea mai mare slăbiciune. Aduți aminte Becali. Că la un moment dat Becali spune: mama și femeia trebuie ținute așa. Tocmai pentru faptul că mama, într-adevăr, este cea care dă viață. Femeia, da? Ori dacă, exact cum spunea Laura, dacă o femeie nu e fericită și tu, ca bărbat, nu poți să o faci fericită, nu vei avea niciodată nici tu fericire și liniște. De asta eu cred că la noi în familie, faptul că eu sunt, să zic, mai mare, că-s mai mare, câțiva ani în plus de viață, contează foarte mult. Și că sunt un om îngrozitor de realist și am fost crescută într-un regim militar. Și am trecut prin viața asta și am făcut absolut orice. De asta pot să spun că față de toți din familia mea am ceva în plus. Nu-mi doresc ca ei să facă greșelile pe care eu le-am făcut. Nici copiii, nici soțul, nici... și învăț pe toți. Eu am făcut asta. Oricum, tu ești destul de protectoare așa. Da, eu îmi protejez familia și oamenii dragi cumplit. Și poate să fie, știi, poate să fie prost ăla, dar e prostul meu. Și mor cu el de gât. Așa. Știi ce zici? Da, adică eu, prietenii mi-i iubesc enorm, jucătorii, antrenorii, pentru mine sunt familia mea. Și nu contează, poate să vorbească lumea, să zică lumea absolut orice. Ăia merg cu mine până la capăt. Mai ales că eu am oameni care mi-au demonstrat că mă iubesc și țin la mine dumnezeiești. Și este foarte important să știi că oamenii merg cu tine până la capăt, știi? Da. Că așa trădătorii care sunt lângă tine, știi, că dispar așa, se cernesita. Și mi-au rămas foarte puțini oameni dragi și loiali. De asta cred eu că pot, pentru că eu am și darul ăsta să creez destine. Eu schimb viața jucătorilor și antrenorilor mei. Gândește-te că jucătorii mei încep de la, iau de la 14 ani și mulți sunt foarte săraci și ajung milionari. Adică e un dar de la Dumnezeu. E, da. Și atunci zic eu că pot să mai și decid. În condițiile în care, repet, noi stăm, uite, așa cum ne vezi acum, discutăm, cum facem? Unul vrea stânga, ne certăm, normal. Cine lasă de la el? Toți. Nu avem. Ne enervezi tu? Nu, Laura aproape niciodată. Nu mă enervez. Aproape niciodată. Cred că atunci când te nemulțumește ceva, ești tăcut cu tine însuți acolo și atât, nu? Nu, când mă enervează Ana, îi spun. Îi spui, nu? Da. Îmi zice că greșesc. Și îmi argumentează, că la mine dacă n-ai argumentat, e nenorocit. Tu vezi, nu, cum se vorbește la noi. Ăștia doi vorbesc în germană, da? Trei în germană, când ăsta nu vrea să înțeleg eu, îi zice repede lui tasul în germană, că nu înțeleg eu. Și noi în engleză și toți în engleză, adică este spectacol. Oricum, toată lumea știe română în afară de iubita lui, de iubita lui Laura. Romanian, you must learn Romanian. Few words. Știi, you know, few words? Luca, trebuie să o înveți. Ai zis că tu ești, te mai enervezi și spui, da? Deci când vă certați. Și cine e spre păcare? Adică după... Amândoi. Și Ana. Când își dă seama că greșește, schimb.
Nu, dar eu îmi dau repede seama când greșesc, adică pe moment, știi? Și niciodată nu fac din alea fițe să mă țin. Nu, eu spun, băi, sunt nebun, am greșit. Dar cred că Dumnezeu te-a binecuvântat, ești norocoasă cu un soț atât de înțelept. Da, el este un om înțelept. Este un om îngrozitor de timid. Lumea nu înțelege. Da, știi? Eu știu că el nu vorbește și că nu se exprimă, da. Și că nu e show-off, așa, mă rog, nici nu-l văd. Nu-i place. Nu-i place, nu. Da, și așa, da. Nu din aroganță, mulți zic că tu o faci din aroganță, da, dar da, am da. Înțeles că nu e din aroganță. Da, mai bine decât să te lovească că ești timid. Dar îl am aici pe Junior și el e... El e ca mine. Da, mă știu pe mami. Da, asta vorbește cu toată lumea, se descurcă, n-are treabă. Are și... Instagram, are, da. Ce mai ai, mă? Atât, nu folosesc multe. Nu, nu, una și bună e. Da. Uite, de exemplu, dintre toți copiii, copilul care se descurcă, să zicem, în lume, uh-huh. e Sara. De Sara, dacă o lași în mijlocul deșertului, fără un ban, fără mic, ea vine acasă. Cum deci, faci? Nu știu, călătorește de mică în toată lumea. Schimbă avioane, pierde avioane, se duce. Deci este ceva incredibil. Mai și conduce. Conduce, și... da. Deci are doar cu părinții are voie în America, nu singură. Uh-huh. Ăsta urmează și ăsta mare acum. Câți ani ai? 17. Face 18. Face 18 acum. Oh, ce-ți dorești la majorat? Ia, mașină. Uh-huh. N-ai văzut? Ce mașină? Nu știu încă. O să vorbesc cu tata. Eu zic că a fost un moment bun să-i zice. Spun eu, că știu eu. Am înțeles că ai vorbit cu sorta că vrei Bentley? N-am vorbit cu sorta. Don't lie. A fost idee de la tata, dar nu știu dacă... A, e tata că era a mea. Pentru amândoi. Era o glumă, da. O, da, ce voia tata, nu-i problemă. Nu știu dacă tu știi ce aia. Nu, știi cum e. Să fii sănătoși, că auto ce. Da, auto. Dacă ei învață și... practic asta este un payback, știi? Și o răsplata noastră pentru cât am făcut pentru ei. Să muncească, să devină foarte buni, că restul dacă își doresc mașini sau astea... Dar voi ați... Oana, noi nu suntem persoanele care să spunem asta e a noastră. Nu. Și oricare. Rebecca a fost prima care a avut carnet și a avut acces la toate mașinile. Adică n-a fost o mașină care să-i spunem nu. Într-adevăr, noi am dat voie cu Ferrari că încă e foarte tânără și ne-a fost teamă de să nu pățească ceva. Dar eu i-aș da mașina și lui și Sare. Adică n-am o chestie să trebuie să iau o altă mașină copilului ca să... Dar trebuie să-i văd că sunt responsabil. Adică să pot să am încredere că nu pățesc ceva ei. Mm-hmm. Nu mă interesează de mașină. Oricum, voi v-ați crescut și felicitări foarte frumos. Copiii sunt toți au lecția asta modestiei, a bunului simț. Păi normal că dacă nu ai bun simț, n-ai nimic. Deci dacă nu păstrezi acolo decența și bunul simț și loialitatea, și nu ești om. Nu ești om. Eu asta, uite, Sara, de exemplu, este... suferă foarte tare. Ea dacă pune suflet la cineva, o prietenă sau un prieten și e dezamăgită, suferă cumplit. Așa sunt nefecioarele, știu. Da. Și atunci... Suferă și ea, așa, în general, suferă. Da. De asta spun că eu știu că am niște copii foarte sensibili, știi? Și de-aia de multe ori mă gândesc și le spun, băi, învățați cumva să vă protejați. Și eu sufăr, normal, dacă văd că cineva mă trădează sau mă dezamăgește, dar eu trec imediat peste. Uh-huh. Adică pentru mine, știi ceva, e ok, am mai eliminat un rău din viața uh-huh. mea. Dar o să crească. Tu ești diplomat și înțeleg că respecti foarte mult soția, dar alte ingrediente cum reușiți? Mai ales că toată lumea vorbește despre voi vrute și nevrute. Suntem oameni normali. Respect. Cred că este cel mai important lucru și faptul că avem dialog, vorbim, găsim, nu ne plictisim unul cu celălalt. Este foarte important lucrul ăsta și exact ce spunea și Ana, respectul. Plus că avem o familie incredibilă. Cred eu că nu avem nevoie de nimic, să fim sănătoși. Că chiar că.